Laptele de migdale, ia uitați, o bunătate. Laptele de migdale, eu aici am 500 de apă și circa 100 de grame de migdale. Și le vom strecura. Eu mi-am pregătit aici un prosopel de bucătărie spălat și apoi i-am pus în apă cu bicarbonat. O să-l stoarcem și o să punem aici, o să strecurăm. Și apoi o să punem într-un pahar. Vedeți, migdalele le-am pus de seara cu apă să se umfle și acum să încercăm să scoatem pielea sau pielița. Așa. O să le scoatem din apă și o să le punem așa aici. Migdalele noastre sunt umflate și o să le scoatem pielița. Ia uitați cum se ia, vedeți? Ușor. Cine dorește să facă, poate face și cu migdalele uscate. Le macină înainte, că pielea conține foarte multe fibre. Așa. Și punem așa aici migdalele noastre, le curățăm. Așa, repede, repede. Acesta este micul meu dejun de astăzi. Lapte de migdale și iau cu foarte sechi. Și cu dulceața de prune făcută în casă de mine, fără zahăr. Să știți că este o bunătate. Așa. Ia uitați cum se curăță imediat. Le puteți lăsa și o zi și o noapte la umflat. Așa. Încet. Le curățăm imediat și facem lăpticul nostru. Și cine dorește poate îndulci cu miere de albine sau cu puțin zahăr, după gust. Așa. Mie nu-mi place dulce și de ce eu nu pun? Este foarte bun și fără zahăr. Așa. Așa. Am curățat. Și aici avem apa și migdalele. Dăm migdalele uscate, le putem pune cu apă pentru a doua zi dimineață. Aici, cum am spus, am un șervet pus în apă cu bicarbonat, spălat, curat și pus în apă cu bicarbonat și acum o să-l stoarcem bine, bine și am să-l clătesc puțin și după aceea îl stoarcem bine și o să punem să facem laptele. Am stors bine și acum am să pun între două servețele ca să mai iau din apa. Așa. Și îl pun așa între două servețele. Șervetul nostru. Așa, și îl dau deoparte. Și acum, în blenderul nostru, voi pune migdalele. Așa, o să punem doar mai puțin la început. Mixăm. Așa. O să pun să nu fac prea mare gălăgie. Și mai pun puțină apă. Așa, jumătate de kilogram de apă la 100 de migdale. Așa, puțin. Și este gata. Dăm deoparte. Aici avem un vasul nostru, o să punem șervetul nostru și apoi o să strecurăm.
Cine dorește să-l strecoare, cine nu, îl poate bea așa cum este, vedeți? Și strecurăm așa bine totul aici. Așa. Trebuie omăcinate un pic mai bine, dar este de ajuns și așa. Așa, ia să vedem. Ia uitați. Și acesta este laptele nostru. Cine dorește, îl poate și îndulci. Eu nu îl îndulcesc. Așa, vedeți? Și strângeți bine, bine. Așa, dăm deoparte. Bună dimineața, Vase! Bine ai venit! Într-un pahar înalt laptele nostru. Așa. Vedeți? Lapte de migdale. Vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu mare, mare, mare drag. Vă pup dulce și vă urez o zi frumoasă în continuare și vă mulțumesc, vă mulțumesc, vă mulțumesc din suflet. La revedere, o zi frumoasă, pupici și multă, multă sănătate vă doresc. La revedere!